Iubis, prieteni, Radu Mariș vă spun un bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului. În Lumina Cuvântului lui Dumnezeu vom căuta să înțelegem astăzi un pasaj extrem de cunoscut, dar în același timp extrem de adânc și important pentru viața de credință. Pasajul la care fac referință este din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 10. Cuvânt pe care îl va citi invitatul emisiunii de astăzi, pastorul Iulian Costea, pe care îl salut și spun bun revenit la emisiune. Mă bucur să fim împreună și sunt onorat să dezbatem această frumoasă epistolă împreună. Nu, nu greșim dacă spunem că este un fel de inimă a teologiei pauline, când vorbim despre mântuire și despre har și despre modul în care cineva se poate întoarce la, la Dumnezeu dar cred că e mai bine să ascultăm citirea cuvântului și apoi să comentăm bine cunoscutul pasaj. Aici Apostolul Pavel scrie în felul următor. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amen. Avem uh, unul dintre cele mai uh, evangelistice pasaje din Biblie. Uh, pasajul care vorbește despre mântuire, despre har, despre credință. Și iată, dintr-o singură propoziție, avem uh, prinși câțiva termeni foarte importanți în vocabularul creștin. Da, așa cum, <coughs> cum deja spuneați, uh, Apostolul Pavel, cred că. Sau aș putea spune că este o sinteză a, a epistolei uh, scrisă romanilor, făcută sau prezentată în cel mai practic, practic mod, uh, mod posibil. Uh, și uh, versetele astea sintetizează una din uh, cele mai impresionante acțiuni ale lui Dumnezeu, și anume uh, inițiativa salvării omului, creat după chipul și asemănarea lui. Și bineînțeles că, uh, în cuvinte puține, dar pline de însemnătate, Apostolul Pavel prezintă această această structură sau această modalitate prin care Dumnezeu realizează acest plan de salvare a omului căzut, om care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum spuneam? privind la aceste versete, Apostolul Pavel ne arată că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Nu este inițiativa omului, nu este planul omului, ci este în totalitate lucrarea lui Dumnezeu. E categoria că când vorbim despre uh, tot ce înseamnă Dumnezeu în relație cu umanitate, cu umanitatea, absolut totul în scriptură este inițiat de Dumnezeu. Creația a fost inițiativa lui Dumnezeu. Uh, alegerea poporului Israel ulterior sau alegerea patriarhilor în primă fază uh, Este a fost inițiativa lui Dumnezeu. Uh, alegerea poporului Israel este inițiativa lui Dumnezeu. Uh, apoi. Uh, Întocmirea sau înfăptuirea Planului de Salvare prin Hristos a fost tot ideea lui Dumnezeu, tot inițiativa lui Dumnezeu. Plan care, de fapt, avea în vedere răscumpărarea omului căzut și, de asemenea, inițiativa lui Dumnezeu. Și nu cred că am putea vorbi despre niciun fel de lucrare a lui Dumnezeu în relație cu umanitatea și să nu vedem sublinia aceasta ca fiind, sau sub aceasta, că tot, absolut tot ce face Dumnezeu este inițiativa Lui. Drept urmare și lucrarea de mântuire a omului nu avea cum să fie inițiativa omului, pentru că omul falimentar după eșecul căderii în păcat nu avea cum să vină și să-și aroge pretenția de a găsi o soluție pentru reabilitarea situației de -aia este har și probabil vom discuta pe parcurs uh, uh, mai multe detalii despre lucrul acesta, însă categoric nu cred că este absolut nimic din ceea ce face Dumnezeu care să nu-i aparțină ca și, ca și, inițiativă. O vedea însă că în bunătatea lui uh, și asta este ce mă impresionează cel mai mult la modul în care lucrează Dumnezeu uh, cu oamenii, este că în bunătatea lui Dumnezeu merge până într-acolo încât ne socotește parteneri împreună cu el în anumite, în anumite acțiuni. Chiar dacă acțiunea este inițiativa lui Dumnezeu, Dumnezeu merge până într acolo în bunătatea lui încât ne ridică, punându-ne uh, asociații sau partenerii în vederea îndeplinirii uh, unor lucrări. Uh, nu cred că este cazul uh, să vorbim despre mântuirea Sufletului ca și parteneriat, uh, uh, pentru că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Însă, Întotdeauna bunătatea lui Dumnezeu uh, excelează sau strălucește prin faptul că Dumnezeu face întotdeauna mai mult decât te aștepți. Nu vine doar să să-ți uh, să, să ofere un cadou care ulterior să, produci, să producă în tine așa un fel de stare de reținere sau umilință, ci te ridică până într-acolo încât să-ți dea curajul de a uh, alerga, de a umbla, de a face uh, ceea ce Dumnezeu uh, a stabilit sau plănuit să faci. Uh, noi spunem uneori uh, uh, despre momentul convertirii ca despre momentul în care noi ne-am întors la Dumnezeu. Noi am luat decizia să ne întoarcem la Dumnezeu. Noi l-am ales pe Dumnezeu. Noi, și de multe ori accentul cade pe noi. Uh, fără a ne gândi, de exemplu, la versetul în care spune Domnul în Ioan, uh, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și o întrebare este care pe cine alege? Da, acum, întrebarea asta este o întrebare care o, a, dat bătai, a dat bătai de cap teologilor în, în era creștină. Însă, când e vorba de alegere și inițierea planului de salvare al omului este categorică. Dumnezeu este cel care inițiază și Dumnezeu este cel care a făcut alegerea, da? Însă, ca procesul să fie întregit, a fost nevoie de răspunsul omului. Eu când citesc roman de exemplu, mă uit în capitolul 4. Vorbește Apostolul Pavel despre toată lucrarea pe care o face Dumnezeu. Și dă un exemplu care te șochează, te surprinde. Îl pune în, în imagine pe Avram. Și spune că Avram a fost o socotit neprihănit prin credință și explică el în capitolul 4 ce înseamnă acea neprihănire. Care de fapt implica răspunsul lui, a, lui a, Avram cu ascultare la planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât chemarea lui Avram și aici este suveranitatea lui Dumnezeu de a-l ridica, de a-l alege. Uh, considerentele pe care Dumnezeu face decizia de a-l alege pe, pe Avram uh, n-au fost în nicio formă, în niciun fel influențate de Avram. Că foarte bine Dumnezeu putea să aleagă oricare altul din vremea aceea. Însă răspunsul lui Avram face diferența. Că Avram ascultă, se ridică și de fapt ascultarea asta este considerată considerată neprihănire. În, în felul în care înțeleg eu lucrurile, în ceea ce privește factorul uman sau rolul omului în toată ecuația aceasta, eu, eu văd, văd un Dumnezeu care dă o șansă tuturor oamenilor de pe fața Pământului. Un Dumnezeu care atunci când face alegerea, nu face o alegere exclusivă, spunând, tragând o linie până aici și de aici de partea asta a liniei am ales și am să fac eu tot ce trebuie ca să, să fie aici și de partea cealaltă a liniei sunt ăștia de care nu-mi pasă, ci Dumnezeu oferă șansă în mod egal fiecărui muritor care a trăit pe fața pământului. Dându-i posibilitatea prin expunerea la adevăr, la uh, uh, revelația dragostei lui Dumnezeu, să răspundă într o formă acestei, acestei uh, uh, revelații. Și de răspunsul pe care omul îl dă, atârnă soarta lui. Și asta e ce înțeleg eu din Scriptură. Acum că starea în care noi suntem în momentul în care ni se revelează Dumnezeu este starea de om mort din punct de vedere spiritual. Sunt unii teologi care vin și spun că uh, păi dacă omul este mort, cum poate el să ia decizii? Dar nu, nu cred că ar trebui să ducem la extreme starea aceasta spunând că omul este mort și nu are capacitatea de a lua nicio decizie. Că nu vorbim despre un om pus în sicriu ci vorbim despre un om căruia îi se descoperă îndurarea lui Dumnezeu, îi se descoperă inițiativa lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, față de care el poate răspunde. Că, vedem, vorbim despre harul irezistibil și aici ar fi din nou o întreagă o întreagă probabil cinci emisiuni, nu numai una, să vorbim cât de irezistibil este harul, harul lui Dumnezeu. Eu cred că este irezistibil, că în momentul în care îl percep la nivelul minții nu ai cum cu toate facultățile mentale să refuzi o ofertă așa de avantajoasă. Recent vorbeam cu cineva sau stabileam cu cineva un contract de închiriere în clădirea pe care o avem și a fost stabiliți termenii, termenii contractului, da? După ce au fost discutați termenii contractului au fost adăugate câteva paragrafe. Uh, bineînțeles, adăugate de cel care intenționa închirierea, închirierea proprietății. Și a fost o negociere pe seama contractului. Ei bine, contractul pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția noastră, nu mai necesită niciun fel de negociere. Când te uiți la el este, rămâi șocat. Cum poate cineva să-ți ofere așa ceva? E prea frumos ca să-l mai negociez. E prea frumos ca să-l mai negociez. <laughs> și în sensul acesta este, este irezistibil și totuși și totuși uh, omul expus Evangheliei Auzind, auzind Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pătruns în inima omului, îi este lăsat din partea lui Dumnezeu posibilitatea de a spune da sau nu. Altfel, eu nu-mi pot, nu pot explica situația sau nu găsesc o altă explicație mai viabilă. Chiar dacă prima, probabil, ar fi mai, mai ușoară, că atunci mută sau privează omul de responsabilitate. E mult mai ușor să zic, domne, N-am avut nicio șansă. N-am avut nicio șansă. Sau am făcut evangelizare. Au venit 300 de oameni la evangelizare. li s-a prezentat planul lui Dumnezeu și au răspuns numai 5. Și este normal. Ăștia au fost aleși. Eu cred că, de fapt, răspunsul omului este parte din, din ecuație care atunci când este manifestat prin ascultare de Dumnezeu, conduce la viața veșnică și când este manifestat prin neascultare de Dumnezeu, conduce la moarte, la moarte veșnică și asta nu afectează în niciun fel suveranitatea sau autoritatea lui Dumnezeu. Cineva îmi spunea cu niște ani în urmă, vorbind despre are rost să faci evangelizare, să cheltuiești, să investești și să nu vezi întotdeauna rezultatele pe care le-ai așteptat să le vezi, spunea respectivul că Zice, oricum, cei care sunt aleși se vor întoarce la Dumnezeu. Nu putem noi să-i forțăm și în sensul acesta nu are rost noi să ne cheltuim și să, să investim dacă oricum cei care, aleși, care sunt aleși, la momentul potrivit, ei vor face pasul către Dumnezeu. Și mi-am dat seama că a fost o înțelegere foarte dificitară a ceea ce înseamnă Harul lui Dumnezeu pe de-o parte dar și a ceea ce înseamnă chemarea și misiunea bisericii vis-a-vis da. -vis de generația în care noi trăim în vremea aceasta. Adevărul că de înțelegerea acestor adevăruri din Scriptură, de înțelegerea modului în care operează suveranitatea lui Dumnezeu în relație cu oamenii, depinde... Viața bisericii, activitățile pe care biserica le întreprinde, dar mai mult decât atât, depinde modul în care omul își organizează sau își structurează viața, propria viață în, în lumea aceasta. Bineînțeles că extremele nu fac, nu, extremele nu caracterizează nuanța sau direcția pe care o anumită, o anumită interpretare o are, însă. A merge și a spune că Dumnezeu face totul, inițiază, întreprinde, pregătește, susține, limitând sau eliminând factorul uman din ecuație, complet poate naște, poate naște anomalii și în mintea unui om imatur spiritual poate produce căderi, căderi grozave, care ulterior să nu mai fie, să nu mai fie recuperabile. Uh, înainte de a mai discuta și alte aspecte legate de uh, relația dintre credință și faptă și relația aceasta dintre alegere, predestinare și celelalte lucruri, cred că este bine să definim puțin uh, termenii pe care îi folosim. De exemplu, ce înțelegem prin harul lui Dumnezeu, ce înțelegem prin credință. Că, în ultimă instanță, toți oamenii au o formă de credință. Uh, care este acea credință care mântuiește? atunci când vorbim de har, când vorbim despre harul lui Dumnezeu, noi suntem obișnuiți în lumea evanghelică, cu seamă, cu pregădere, că harul lui Dumnezeu sau har înseamnă dar nemeritat. Și bineînțeles că asta este definiția probabil care descrie cel mai bine acțiunea lui Dumnezeu. Însă când vorbim despre har în Scriptură, ne uităm la acea acțiune pe care Dumnezeu a întreprins-o, de a oferi omului șansa împăcării cu el. Și cred că trebuie să ne uităm la uh, episodul din Genesa. Când, uh, când omul cade în păcat. Genesa capitolul 3. Omul cade în păcat. Uh, îl găsim pe Dumnezeu acolo, în Genesa capitolul 3 și versetul 15, promițând soluția pentru reabilitarea omului. Însă cred că gestul pe care Dumnezeu îl face, ilustrează cel mai bine ce înseamnă har. Har pentru mine înseamnă că Dumnezeu caută omul indiferent de starea în care omul se află. Har pentru mine înseamnă că Dumnezeu a luat inițiativa salvării și are puterea recuperării salvării omului, indiferent de condiția în care acesta este. Har pentru mine înseamnă decizia lui Dumnezeu ca într-o zi la Golgota să vină Hristos. Har pentru mine înseamnă actul sacrificial pe care l-a făcut Hristos. A venit, a trăit printre noi plin de har și de adevăr, așa cum ne spune Scriptura, sau cum îl descrie Scriptura, și apoi a mers la cruce. Toate aceste elemente practice pe care Dumnezeu le arată omului înseamnă pentru mine har. Înseamnă, practic, acea acțiune pe care Dumnezeu sau toată suma acțiunilor pe care Dumnezeu le întreprinde, le întreprinde în vederea salvării Sufletului pierdut. Omul, prin neascultare de Dumnezeu, și-a decis soarta veșnică, și anume moarte, separare de Dumnezeu. Ori, pentru a se schimba acea situație, era nevoie de intervenția suverană, de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Ei, har înseamnă decizia aceasta a lui Dumnezeu de a face ceva. Când mă uit în Genesa, îmi place extrem, extrem de mult, enorm, nu știu dacă putem folosi extrem în sens pozitiv, dar îmi place enorm de mult faptul că cu toate că Adam păcătuiește și face fapta aceea grozavă, Dumnezeu vine și îl caută, Dumnezeu vine și este interesat în el. Dumnezeu vine și chiar și atunci când îl scoate din grădina Edenului sau trebuie să, să plece Adam din grădina Edenului, îi comunică consecințele sau îl face, îi face parte de consecințele păcatului, lasă să le experimenteze, însă tot încărcat de dorința de a-l vedea recuperare, abilitat, pentru că imediat îl promite, pe, îl promite pe Hristos. Sunt oameni care pot să nu aibă parte de harul lui Dumnezeu, Um, oameni care să spună, eu știu dacă Dumnezeu pentru mine mai are har, poate un om să fie atât de jos sau atât de departe de Dumnezeu încât de acolo să nu se mai poată întoarce? Um, eu nu cred în ceea ce vrește experiența, din punct de vedere exper al experienței umane, eu nu cred că este vreo faptă pe care omul să o facă, vorbim de a face, uh, pe care Dumnezeu să nu poată ierta. Însă, când vorbim despre, și în, în special în, în mișcarea evanghelică, vorbim despre un păcat pe care nu, nu va fi iertat, hula împotriva Duhului Sfânt, pe care Apostolul, autorul epistolei către evrei îl traduce cu necredință. Hula împotriva Duhului Sfânt, care noi o înțelegem ca atribuirea lucrărilor lui Dumnezeu diavolului, spunând că diavolul face o anumită lucrare, în mod conștient, când știi că Dumnezeu face, ceva, tu să spui că diavolul face lucrul respectiv. Însă, după cum traduce autorul epistolei către evrei, asta nu înseamnă nimic altceva decât necredință. Ori singurul uh, impediment sau lucru care ar împiedica recuperarea omului ar fi uh, sau este uh, incapacitatea acestuia de a accepta planul lui Dumnezeu, soluția pe care o are Dumnezeu. Uh, atunci când se face referință la păcatul acesta împotriva Duhului Sfânt, în general, oamenii spun sau se referă la el ca și la un păcat permanent. Cum ar trebui să-l înțelegem? O stare permanentă, adică cineva care a ajuns într-o asemenea stare de necredință, a trecut linia aceea invizibilă, fără întoarcere, exact cum în aviație există exprimarea asta, punctul de unde nu te mai poți întoarce, sau putem vorbi de păcatul acesta atâta vreme cât omul stăruiește în împietrirea inimii lui și nu vrea să creadă. Asta însemnând posibilitatea ca la un moment dat el să poată fi iertat de păcatul făcut. Cred că evrei 6 ne ajută să înțelegem, să înțelegem problema asta. Acolo apostolul, tot îmi vine să spun apostolul Pavel, că scrie această epistolă. Poate că nu greșești. Probabil că n-aș greși. Autorul însă al epistolei către evrei, care a fost, dacă n-a fost Pavel, a fost influențat la prima mână de apostolul Pavel. Pentru că este evidentă gândirea paulină în epistolă. El vine și adresează capitolul 6 din, din evrei unuia dintre grupurile de casă. Cel puțin după înțelegerea pe care o am, din, în biserica, din biserica Primară. Ce s-a întâmplat? Oamenii aceștia au întors spatele lui Hristos. Oamenii care au venit și au spus, da, Hristos este soluția lui Dumnezeu, Hristos este Mesia, Hristos este Unsul, Trimisul, au folosit, acceptând planul de răscumpărare a lui Dumnezeu prin Hristos, au zis într-o zi, domne, ne-am înșelat. Hristos nu este soluția lui Dumnezeu și s-au întors cu spatele la, la Hristos și s-au întors la iudaism. Și au venit la acel sistem în care, cu care ei au fost familiarizați în trecut, încercând să găsească favoarea lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu în sistemul mozaic. Actul acela al întoarcerii spatelui către Hristos cauz, a cauzat înstrăinarea lor pentru, pentru totdeauna. Însă eu cred din toată inima că omul, chiar în această stare fiind, dacă ajunge să să reflecte asupra deciziei pe care a luat-o. Uitându-se în trecut și spune uh, de fapt a fost o șelăciune, am fost prins de un context de împrejurări sau de uh, amăgit de un învățător iscusit, care a știut să prezinte un, un material foarte bine pus la punct uh, și să-i pară rău de decizia pe care a luat-o, se întoarcă înapoi la Hristos. Hristos este acolo. Hristos nu pleacă niciunde. Hristos rămâne soluția lui Dumnezeu. Eu am, văzut, am văzut oameni care au fost botezați în apă, de exemplu. Au venit la biserică, l-au primit pe Domnul în inima lor. Și ulterior s-au întors cu spatele. Au plecat prinși de momeala celui rău. Au întors spatele bisericii și au revenit la faptele, faptele necurate ale, ale celui rău. Dar ulterior în viață au reflectat asupra ceea ce s-a întâmplat. Și au venit și au spus, Doamne, pare rău. Și eu cred că iubirea infinită a lui Dumnezeu îi oferă omului recuperarea chiar dacă a ajuns să experimenteze, să experimenteze o cădere. Eu cred că căderea din har este refuzul, folosind expresia din evrei, este refuzul în mod deliberat pe care omul îl manifestă față de soluția lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, de harul pe care, pe care Dumnezeu... Este ca și dat. cum un bolnav refuză tratamentul și uh, mergând pe linia aceasta în final uh, pentru el nu există decât o singură șansă, moartea. Exact. Uh, o singură țintă sau uh, o singură consecință. Dar în, în, în momentul în care el uh, renunță la încăpăzânarea lui și și a tratamentul, pentru el înseamnă viață. Exact. Adegorec. Mă gândeam așa la o ilustrație a de acestui de adevăr. De adevăr. Zice Apostolul Pavel căci prin har ați fost mântuiți și iată alături de har apare termenul credință. Prin credință. Prin har, respectiv prin credință. Ce înseamnă a fi mântuit prin credință? Um, tocmai uh... Probabil mi-ar fi ușor să ilustrez această, această acțiune a transformării, pentru că noi vorbim despre mântuirea Sufletului Omului. Și când vorbim despre mântuirea Sufletului Omului, vorbim despre schimbarea direcției eterne, dar și despre schimbarea modului de viață. Probabil ne uităm sau vom vorbi mai multe la fapte, la, când vorbim despre fapte despre, despre această dimensiune. Vorbim despre acea transformare care are loc în viața, în viața, unui om. Cum, ce se întâmplă, de fapt, în Universul lui Dumnezeu? În opinia mea, omul este expus, expus Evangheliei, expus planului lui Dumnezeu. Că dacă folosesc strict termenul Evanghelie, mă refer la, la cartea aceasta și atunci Dumnezeu ar fi nedrept față de oamenii care n-au fost expuși niciodată la cuvântul acesta, ci este expus la planul lui Dumnezeu. Expunerea aceasta se face în mai multe moduri. Dumnezeu a pus în noi glasul conștiinței. Care, sau gândul veșniciei, cum, uh, o altă expresie pe care o găsim în Scriptură. Și uh, inevitabil, în experiența umană, eu cred și uh, îmi uh, asum naivitatea de a, crede, de a crede lucrul acesta, că Dumnezeu oferă oricărui om care a trăit vreodată pe fața Pământului posibilitatea de a reflecta la suflet, la ceea ce urmează, la ceea ce se întâmplă. Uh, felul în care se revelează Dumnezeu sau se descoperă Dumnezeu, uh, bineînțeles, variază. Nu face acesta uh, obiectul uh, emisiunii de astăzi. Însă, în momentul în care omul este expus adevărului, este expus uh, uh, revelației lui Dumnezeu, în momentul acela, omul primește la nivelul minții, expunând, expus fiind uh, acestui planul lui Dumnezeu, uh, harul sau dragostea lui Dumnezeu care vrea ca omul să fie recuperat, omul vrea să fie salvat. Ei, în momentul acela, prezentată fiind soluția lui Dumnezeu pentru recuperarea omului, omul prăbușit la picioarele lui Dumnezeu acceptă la nivelul minții și la nivelul inimii că Dumnezeu poate să-l recupereze sau poate să-i schimbe viața, poate să-i schimbe destinul veșnic. Ei, procesul acesta al acceptării sau actul acesta al acceptării îl înțeleg eu în scriptură ca fiind, ca fiind credința. Dacă ne uităm din nou la definiția pe care o găsim în Evrei, capitolul 11, versetul 1, tocmai același lucru îl ilustrează. Credința nu este un adevăr de tip filozofic sau nu este o definiție de tip filozofic care prezintă un adevăr Atractiv sau mai puțin atractiv, în funcție de preferință, ci credința, de fapt, implică o acțiune, implică uh, o decizie, implică un, un pas concret pe care omul îl face, și anume uh, acea acțiune de a accepta soluția lui Dumnezeu. De fapt, în capitolul 11 din Evrei, la fiecare exemplu al credinței, este arătat o faptă. Adică, reacția sau gestul pe care l-a făcut persoana respectivă. Exact prin care arată credința și iată deja ne apropiem de tandemul acesta credință-faptă pe care sper să îl putem atinge și să îl discutăm pentru că chiar în cultura noastră românească există o oarecare înțelegere greșită vis-a-vis -vis de ce înseamnă credința și fapta. Există exemplul acela cu barca. Barca are două vâsle. Și zice cel care a dat ilustrația aceasta, că una este credința și una este fapta. Stânga e credința, dreapta este fapta. Și ca să fii mântuit, trebuie să vă slăgi din amândouă. <laughs> uh, întrebarea mea este câtă bază biblică are ilustrația aceasta când vorbim despre mântuire? Da, uh, când vorbim despre mântuire ca și uh, act, ca și stare a sufletului. Uh, nu putem vorbi despre mântuire ca fiind uh, uh, rezultatul a credinței și faptelor care vin împreună și compun această stare. Pentru că mântuirea, de fapt, este decizia lui Dumnezeu. Și uh, Dumnezeu nu atârnă această decizie de a reabilita omul, de a răscumpăra uh -huh. de faptele oamenilor. Pentru că eu nu pot să fac nimic pentru a mântui Sfântul. A făcut totul Hristos. Deci tot ce a trebuit făcut, a făcut Hristos. El a venit, a murit a, pentru păcatele oamenilor și prin moartea lui, pentru moartea înlocuitoare, ne-a dat sau a oferit posibilitatea omului a, de a se împăca cu Dumnezeu. Și asta s-a făcut. Însă faptele ocupă și ele un loc important în marea schemă a, a umblării cu Dumnezeu. Și a, acum nu știu în ce a, în ce a, a, Moment ați dumneavoastră să vorbim despre, despre rolul faptelor, însă eu cred că ele au importanță în ceea ce privește uh, lupta până la capăt. Uh, avem în Noul Testament, iată, doi autori, două cărți care vorbesc despre credință și faptă, și când ne uităm așa la prima citire, parcă se contrazic și se contrazic foarte bine. <laughs> Uh, Pavel zice în Efesenii, uh, capitolul 2, versetul 9: Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Deci uh, exclude când este vorba de mântuire, exclude faptele. Iar uh, în cartea lui Iacov, uh, el exact parcă, parcă ar contrazice uh, ce spune Apostolul Pavel, uh, unde în versetul 18 dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. arată credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi om nesocotit că credința fără fapte este zadarnică? Eu cred că chiar dacă unul din reformatori făcea sublinierea vis-a-vis -vis de epistola lui Iacov, că nu ar trebui să existe în Biblie. Eu cred că, vorbind despre umblarea cu Dumnezeu, despre viața transformată prin mijloacele harului, nu putem vorbi de absența faptelor. Deci nu putem, pentru că credința, cum spuneam adineaori, nu este un adevăr de tip filozofic, care expune sau prezintă ceva, ci credința, de fapt, este materializarea. Unei, uh, unei stări lăuntrece. Credința este, de fapt, uh, o decizie în sine, dacă, dacă uh, putem spune uh, în felul acesta, așa cum uh, deja făcea și mi dă asta sublinierea nevrei. Credința aceasta, titlul acesta sau uh, uh, acțiunea aceasta n-a fost uh, pusă de Dumnezeu, așa. Uh, uitându-se la băieții ăștia faini din Vechiul Testament, spunând, da, domnule, ăsta e credincios, ci se bazează pe anumite, pe anumite fapte concrete pe care, pe care omul le face. Când vorbim de, de mântuirea sufletului, noi nu putem face nimic pentru a-L determina pe Dumnezeu sau nu putem face o anumită categorie de fapte pentru a-L determina pe Dumnezeu să ne mântuiască sufletul. Pentru că Dumnezeu nu oferă mântuirea ca la piață. Ofer ceva și tu îmi, dai, tu îmi dai prețul. Prețul pentru ce eu îți ofer. Prețul a fost plătit de Hristos. Însă, omul odată mântuit este plasat de Dumnezeu în hotarele lui Dumnezeu. Și pentru hotarele lui Dumnezeu există un anumit tip de, 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 de acțiuni, de fapte, de, de a trăi. Și în momentul în care omul răscumpărat prin mijloacele harului, este pus în hotarele lui Dumnezeu, El trăiește într-un anumit fel. Și uh, umblarea Lui în lumină este evidențiată în faptele pe care le face. Uh, am găsit undeva o comparație între Pavel și Iacov, care sună cam în felul următor: uh, cel puțin pe trei coordonate, diferența între, între cei doi. Uh, autorul spunea, în primul rând, o diferență în problema pe care o abordează. Și eu ziceam că Apostolul Pavel abordează problema legalismului, care pune accent pe fapte ca să fii mântuit. Da. Iar Iacov pune accentul pe o altă problemă. Deci, ei atacă uh, dușmani diferiți. Uh, și Iacov se referă la starea aceea de nepăsare, de indiferență, care îl poate cuprinde pe cineva care deja este mântuit. Uh, Ăsta ar fi un palier. Uh, un al doilea ar fi, uh, în ce privește uh, focusul sau uh, uh, focalizarea amândurora. Uh, Apostolul Pavel se concentrează pe rădăcina mântuirii, adică cum ești mântuit uh, prin har, prin credință, și Iacov se concentrează pe roada mântuirii, uh, fiind uh, faptele sau uh, ceea ce noi facem ca o consecință. Uh, și aici putem spune: uh, nu, nu este vorba de credință plus fapte ca să fiu mântuit, ci este vorba mai degrabă de o credință care lucrează. Care produce. Uh, de exemplu, 1 de în capitolul 3, lucrarea credinței voastre. Da, 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 e, e interesantă exprimarea. Și al treilea, al treilea palier de comparație este scopul credinței. La Pavel, credința are scopul de a arăta că eu știu. Că sunt un creștin. Uh -huh. Iar la Iacov, scopul este de a arăta că sunt un creștin. Adică, vreau să arăt altora, prin faptele mele, că eu sunt deja un creștin, de adică de de uh, un om întors la, la Dumnezeu. Și m-am gândit că uh, abordează și explică puțin, așa, uh, diferența între cele două abordări, care, în aparență, se contrazic sau se bat cap în cap. Uh, da. Foarte frumoasă, așa, prezentarea asta legată de, de perspectivele pe care cei doi le au. Bineînțeles că aici când vorbim, când vorbim despre toată lucrarea aceasta de răscumpărare a omului, noi facem referire la anumite elemente concrete din experiența umană. De unde știu că un om nu este mântuit sau de unde știu că un om este mântuit? Bineînțeles că există dimensiunea proclamativă, care, prin care, care implică percepția sau modul în care omul înțelege ceea ce se, ce se întâmplă, dar întotdeauna cea mai ușoară analiză sau cea mai ușoară evidențiere a ceea ce, ceea ce omul știe că se întâmplă este măsurată prin indicii pe care noi îi vedem palpabil, nu prin faptele pe care le face când două capitole mai sau în același, în același capitol în același capitol Apostolul Pavel vorbește aici că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre adică trăiați într-un anumit tip de fapte sau făceați anumite lucruri care arătau ceea ce sunteți sau unde sunteți, unde vă postați în relația cu Dumnezeu fapte care sau lucruri care sunt specifice Domnului puterii Văzduhului sau a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Și apoi spune că atunci când noi am fost înviați sau aduși la viață cu Hristos, urmează un alt tip de elemente care compun de acum Existența umană sau Experiența umană. Și astea sunt faptele Luminii sau umblarea în ascultare de Dumnezeu. Eu văd de fapt. Legea lui Dumnezeu, ca pe expresia harului. Dumnezeu îi spune în lege omului ce trebuie să facă. Dar pentru ca. sau însăși faptul că omul știe ce trebuie să facă este un har din partea lui Dumnezeu. Aș folosi o, o ilustrație practică, nu? Dacă mă duc într-una din țările vecine, mă duc să spunem în Iugoslavia, trebuie să știu că. Fosta Iugoslavia. Sau fosta Iugoslavia, dar în Serbia. Uh, mă, duc în, uh, mă duc în Serbia și conduc mașina, conduc mașina în Serbia. Eu trebuie să știu că anumite asigurări nu mi-acopere, uh, nu mi-asigură nu -mi acoperirea uh, daunelor pe teritoriul acelui, acelei țări. Chiar dacă uh, uh, știu sau nu știu, eu trebuie să suport consecințele. Însă faptul că știu este un cadou, un dar, nu? Pentru, pentru mine. Eu așa văd și eu legea lui Dumnezeu. În scriptură Dumnezeu revelează sau prezintă legea lui care în, în esență se materializează sau este o chemare la un anumit tip de fapte. Cap pe o expresie a harului lui Dumnezeu. Spunându Dumnezeu, Dumnezeu spunându-i omului, uite care este tipul de fapte pe care trebuie să-l faci pentru a trăi într-o relație corectă cu Dumnezeu. Uh, aș vrea să atingem în uh, momentele următoare chiar și versetul 10 care nu trebuie luat separat de uh, versetul 8 și 9 pentru că este imediat următor și are, are legătură cu subiectul acesta al uh, harului, al mântuirii și al întoarcerii la Dumnezeu. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Suntem lucrarea lui, zice Apostolul Pavel. M-am uitat puțin la cuvântul în limba greacă, și este cuvântul folosit aici, poema, de unde avem cuvântul poem. Și m-am gândit ce frumos sună. Noi suntem poemul lui Dumnezeu. Suntem creația lui Dumnezeu, suntem opera lui Dumnezeu. Uh, automat ne duce cu gândul la momentul convertirii și uh, uh, ne arată că de fapt convertirea sau întoarcerea noastră la Dumnezeu nu e punctul final în experiența noastră cu Dumnezeu, ci este doar începutul, momentul acela este doar începutul uh, credința Harului Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu și că din momentul acela Dumnezeu are un plan cu viața noastră, da, e categorică. Eu mă uit, la, mă uit la o expresie următoare care o găsim aici că sunt faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit. E interesantă exprimarea. Uh, și uh, eu nu-mi nu imaginez uh, un Dumnezeu care a făcut fapta în sine și eu doar trebuie să o apuc și să o pun în bagajul meu. Ci Dumnezeu a pregătit fapta ca și potențial, ca și uh, uh, acțiune care poate fi realizată. Pentru că Dumnezeu nu l-a vizitat pe uh, fratele cu la spital lăsându mie posibilitatea însă de a face lucrul acesta. Deci Dumnezeu n-a făcut el fapta asta pe care eu ulterior să o iau și să uh, să mi-o asum. Pentru că am fost mântuit de acum eu beneficiez de faptele lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu a pregătit o paletă de fapte în care noi umblăm. De pildă, un alt, un alt, trăirea în separare față de păcat. De exemplu, nu mint, da? Nu nu, 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 mai mint, ci din contră spun adevărul. Acțiunea aceasta de a spune adevărul nu este să vârște de Dumnezeu întâi. Da? Chiar dacă Dumnezeu, bineînțeles că El proclamă adevărul, dar nu Dumnezeu rostește adevărul în locul meu ci este de fapt, în sensul acesta înțeleg eu că noi umblăm în, sau Dumnezeu a pregătit faptele pe care încă mai dinainte în care noi să umblăm. Dându-ne harul de a cunoaște care sunt acele fapte. Pentru că în dimensiunea practică acestei sau în partea practică acestei epistole, apostolul Pavel explică așa, aproape băbește, ce înseamnă ce înseamnă în mod practic să fii, să fii mântuit. Și versetul 4, vă sfătuiesc la cel întemnițat să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o și acum, cu toată zmerenia, blândeția, cu de lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste uh, și căutați să păstrați unirea Duhului, legătura păcii, o paletă de fapte pe care El le prezintă ca fiind pregătite de Dumnezeu. Pentru că nu noi am inventat faptele astea, ci Dumnezeu însuși le-a pregătit, le-a inventat, dacă putem folosi expresența. Deci chiar dacă noi le facem, creditul trebuie să i aparțină lui Dumnezeu. E categoric, pentru că el ne-a spus ce avem de făcut, nu? Și atunci eu când iau manualul în mână și mă uit că eu trebuie să îngădui pe sfinți sau pe frați, sau unii pe alții, sau să îngădui pe semenii mei, și încep să fac faptul aceasta, de fapt nu este uh -huh. pentru că eu am luat inițiativa aceasta, ci este pentru că Dumnezeu mi-a spus că asta este ce trebuie făcut și creditul rămâne al Lui. Uh, pentru că suntem mântuiți prin credință, prin har Uh, unii au ajuns la concluzia că în viața de credință faptele nu sunt importante. Uh -huh. Și uneori uh, se aduce ca și argument uh, un pasaj din Isaia care spune că faptele noastre înaintea lui Dumnezeu sunt ca o cârpă mânjită. Întrebarea este, la care fapte face referință acolo profetul Isaia? Uh, este interesant, acum eu cel puțin în ce sens văd eu uh, ideea de faptă mân, uh, cârpă mânjită? Ideea este că noi nu putem să le facem, uh, să, le, să ne le asumăm. Pentru că dacă eu vin, uh, vin și mi-asum un lucru pe care am primit harul în mod supranatural din partea lui Dumnezeu de a-l face uh, și mi-l asum ca fiind al meu, greșesc teribil și asta devine o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult, cred că contextul în care, în care Isaia adresează, sau Dumnezeu adresează în mod profetic, sau prin Isaia, acest, acest cuvânt lui Israel, era momentul în care omul făcea în mod mecanic un anumit, un anumit tip de fapte, ignorând de fapt că Dumnezeu vizează inima pe care omul trebuie să o aibă în momentul în care face respectivele fapte. Eu nu pot să. Deci este un contrast, noi în societatea modernă, dacă am vedea un om că uh, îți dă o bucată de pâine făcând faptul acesta înjurându-te, ni s-ar părea ceva foarte ieșit din comun, nu? Nepotrivit. E foarte nepotrivit. Deci n putea, trebuie să existe o sincronizare între atitudine și acțiune și fapte, fapta pe care o facem. Și în felul ăsta, uh, aș înțelege eu uh, Isaia și chiar sunt curios uh, felul în care vedeți dumneavoastră ce spune Isaia acolo când, când spune aici că Dumnezeu are fapte pregătite uh -huh. mă duce cu gândul că Dumnezeu are un plan cu viața și există o voie a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi Acum, dacă noi umblăm în faptele pregătite de Dumnezeu e bine, nu e mult de comentat dar dacă nu umblăm dar dacă ne abatem de la voia lui Dumnezeu dacă am rătăcit calea am ratat tot Um, eu aș folosi relația de căsătorie pentru a ilustra puțin felul în care înțeleg eu lucrul acesta. Eu îi declar soției mele dragostea și, bazat pe dragostea aceasta, întemeiem căminul. Da? Se numește familia Costea. Eu nu pot întreține relația aceasta doar prin uh, afirmațiile pe care eu le fac, ci eu întrețin relația și funcționalitatea acestei relații prin acțiunile pe care le întreprind. Pentru că sunt soțul Feliciei, mi-am devotat sau mi-am dedicat viața unei relații uh, de exclusivitate cu ea. Deci nu mai există o altă relație cu o altă femeie. Pentru că eu uh, mențin funcționalitatea căminului, sunt implicat în susținerea casei, sunt implicat în creșterea copiilor. Fapte pe care le fac pentru întreținerea, întreținerea căminului. Și eu cred că și din punct de vedere al relației cu Dumnezeu funcționează la fel. Pentru că eu intru prin declarația pe care eu o fac, intru în relație cu Dumnezeu. Însă ceea ce mă ține în relație cu Dumnezeu este umblarea, modul în care umblu. Pentru că dacă există contrast, așa cum spune Iacov, între ceea ce fac și ceea ce spun, ceea ce fac vorbește mai tare decât ceea ce spun. Adică, în ultima instanță și cu gândul acesta vom încheia emisiunea noastră de astăzi, trebuie să existe o schimbare a vieților noastre. Adică credința nu este doar ceva ascuns acolo în inima omului care să nu se vadă. Dacă există credința autentică, că tot se vorbește în vremea noastră despre a fi autentic, uh -huh. dacă există o credință autentică, atunci credința aceea trebuie să fie materializată, exprimată, arătată în exterior prin modul în care noi ne purtăm și chiar acționăm față de cei din jurul nostru. Da, și chiar m-aș adresa ascultătorilor noștri sau celor care ne urmăresc în această, în această emisiune, provocându-i să înțeleagă că relația asta sau lucrarea aceasta de mântuire pe care o săvârșește Dumnezeu, nu este o experiență în afara experienței umane, care se întâmplă undeva în Universul lui Dumnezeu și care vizează doar eternitatea noastră, doar uh, eternitatea Sufletului. ci de fapt, lucrarea aceasta de mântuire a Sufletului implică și dimensiunea umană. Îmi place foarte mult uh, una din, uh, unul din modurile de a, de a descrie, pe care l-am uh, citit undeva, uh, a, umblării cu, a umblării cu Dumnezeu. Că viața pe Pământ este, de fapt, rezervată pentru a-ți pregăti eternitatea. Pentru a-ți pregăti Dimensiunea cealaltă în care vei, vei ajunge după, după ce se va sfârși totul. Eu nu pot trimite sufletul unui om în împărăția lui Dumnezeu. Omul își decide soarta. El stabilește dacă merge acolo sau nu merge acolo în timpul experienței umane. Rugăciunea mea de mijlocire pentru un, pentru un muritor, pentru un păcătos sau pentru un om care trăiește pe pământ nu are, nu vizează. Schimbarea destinației lui sau nu, uh, nu aduce schimbarea destinației lui, ci aduce schimbarea stării lui, pentru ca el mai apoi să-și schimbe destinația prin faptele pe care le face. E importantă rugăciunea pentru ca cei dragi să se întoarcă la Dumnezeu, dar este important și modul în care noi trăim înaintea lor, și vreau să finalizez citind. Versetul 16 din Matei, capitolul 5, care are o legătură directă cu faptele în viața unui copil al lui Dumnezeu. Și spune așa: Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Uh, îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ai împărtășit și ilustrat pe parcursul acestei emisiuni, și pentru că emisiunea noastră se numește În lumina Cuvântului. Uh, până la următoarea întâlnire, uh, Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim în lumina acestui Cuvânt și oamenii să vadă faptele noastre bune și nu pe noi să ne slăvească, ci în momentul acela să slăvească numele lui Dumnezeu.